Iunile. Modificarea legii României privind Agenția Națională de Presă Ager Press pune independența acesteia în pericol. Este declarația îngrijorătoare făcută de reprezentantul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru Libertatea Presei. Legea a fost adoptată numai cu două săptămâni de către Senatul României. Mai multe organizații, inclusiv Uniunea Națională a Jurnaliștilor din România, Alianța Europeană a Agențiilor de Știri și Federația Europeană a Jurnaliștilor, au denunțat noul amendament ca instrument de politizare a presei. Mai mult se precizează faptul că biroul este pregătit să sprijine autoritățile române pentru a se asigura că angajamentele OSCE în materie de libertate în mass-media vor fi respectate.